Problema încălzirii în sistem centralizat din Vatra Dornei va fi rezolvată pentru moment cu bani de la Consiliul Județean Suceava. 5 miliarde de lei vechi din fondul de rezervă al județului vor fi alocați într-o ședință extraordinară de Consiliul Județean, programată pentru prima zi a săptămânii viitoare. O să le dăm posibilitatea să-și procure motorină pentru o perioadă de timp. 5 miliarde înseamnă să-și ia cel puțin la momentul ăsta circa 100 de tone de motorină ca să poată folosi alternativ cu rumegușul la Vatra Dornei, să depășim momentul critic. Șeful administrației județene i-a cerut prefectului să verifice situația de la Vatra Dornei și spune că vinovată de problema încălzirii este conducerea primăriei. Eu sunt total nemulțumit și am rugat prefectul astăzi să vadă ce este acolo, pentru că am trimis de la Eger, am rugat firma Eger să trimită praf de rumeguș din acela uscat care să ajute la combustie. Pentru că au rumegușul sub zăpadă la Vatra Dornei și sigur că dă randament prost. Eu acum 10 zile și a fost de față când eram cu Transgazul și cu Ministerul Economiei, n-am mai primit niciun semnal, eram într-o centrală, vă amintiți acolo. Domnule, am avea niște probleme și trebuie să aflăm de la presă că sunt probleme. Ceva este în neregulă, ori au început sărbătorile prea repede, cei din primărie, ceva s-a întâmplat.